Andreea Dragoman a cucerit 2 medalii la ediția de anul acesta a campionatului european de tenis de masă pentru tineret, disputată la mijlocul lunii noiembrie în Belgia, la Spa. Întrecerea continentală i-a adus sportivei de la Steaua aurul în proba de dublu mixt, acolo unde a făcut pereche cu Rareș și Poș, dar și bronzul la individual. În finala de dublu mixt, Andreea și Rareș au trecut cu 3-1 de perechea franceză Issa Kok și Bastien Rambert. În proba individuală, jucătoarea în vârstă de 21 de ani s-a oprit în penultimul act, după 1-4 în semifinale cu Maria Tailak din Rusia. Ce înseamnă pentru tine aurul de la dublu mix și bronzul de la individual? Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm aurul, să câștig alături de Rareș, pentru că facem dublu împreună de când aveam 10 ani și niciodată n-am reușit să câștigăm o medalie la nivel internațional. Și să terminăm categoria de U21 cu o medalie de aur este ceva foarte frumos. Iar medalia de la simplu de bronz, acesta m-am oprit în semifinală, dar este o medalie, așa că mă bucur de ea. Urmează mondiale din Statele Unite. Ce îți propui acolo? Este prima dată când particip la un campionat mondial la nivel de seniori și sper să merg acolo pregătită și să joc cât mai bine, să fiu relaxată și să joc un tenis cât mai bun. De mai bine de 3 luni de zile ești numai pe drumuri. Când ai fost ultima dată acasă? Acasă la media și am fost în vară, în iulie. Nu prea apuc în ultima perioadă să mai merg acasă, abia de 2-3 ori pe an. Și abia nici la București nu mai stau, pentru că sunt pe drumuri din septembrie, stau foarte puțin la București, câte 2-3 zile între competiții. Ajungi de sărbători acasă? Da, abia aștept să termin cu toate concursurile și cu meciurile să plec acasă de Crăciun. În perioada 23-29 noiembrie, Andreea va concura la Houston, în Statele Unite, acolo unde va participa în premieră la o ediție a campionatului mondial de seniori.